Votul multiplu este practic imposibil prin scanarea CNP-ului fiecărui alegător în parte. Practic, odată trecut buletinul prin scannerul tabletei, fraudarea alegerilor de către alegători este imposibilă. Un lucru benefic, spun liderii locali, care cred că în felul acesta scrutinul va fi unul corect. Un sistem de vot sănătos la care am lucrat foarte mult timp. Eu sunt unul dintre persoanele care a lucrat foarte mult timp la acest sistem de vot. La începuturile lui de pionierat, când ne gândeam să-l folosim, în momentul când eram într-o anumită zonă și se propunea acest sistem, am lucrat la el. Deci e un sistem bun. În schimb, eliberarea unei vize de flotant sau chiar a actului de identitate în ziua votului nu este la fel de bine văzută. La alegeri locale este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva, înainte cu o zi sau două sau chiar în ziua respectivă, și poți să votezi în localitatea în care ți-ai făcut viză de flotant, ceea ce după părerea mea este în neregulă, pentru că schimbă echilibru din localitatea respectivă. Prezent la Târgu Jiu pentru a-și însoți colegii de partid la vot, Victor Ponta nu a ratat ocazia să afirme că pe timpul guvernării sale s-au alocat bani pentru sistemul de depistare a votului multiplu. Sper să funcționeze în sensul să nu se întârzie prea mult votul, dar nu cred că vor fi probleme. Dar e foarte bine, modern. Votul pentru alegerea primarilor, consilierilor, județeni și locali se organizează într-un singur tur de scrutin.